Pesach 5784 este celebrat conform tradiției timp de 8 zile și evocă fapte petrecute în urmă cu peste 3000 de ani, când a avut loc eliberarea din robia egipteană de către Moise. Micuța comunitate de evrei din Craiova s-a strâns la sinagogă și a marcat această zi importantă. Hag Sameach pentru Pesach 5784. Suntem la o distanță de aproape 3 săptămâni după Paștele Catolic și înainte cu 10-12 zile de Paștele Ortodox. Este o seară care începe Paștele Iudaic și care ține 7-8 zile și care reprezintă, din punct de vedere al însemnătății sale, ieșirea din robia egipteană, ziua eliberării. Conform tradiției ebraice, sărbătoarea Paștelui trebuie să cadă primăvara și se celebrează timp de 8 zile. Din acest interval de 8 zile, primele două și ultima zi sunt sărbători speciale, impunând respectarea strictă a mai multor reguli religioase. Este o sărbătoare importantă pentru poporul evreu și are conotații istorice. Sărbătoarea de Pesach reprezintă exodul cunoscut din Biblie, ceea ce reprezintă ieșirea din sclavie a poporului evreu, din sclavia egipteană. În primul rând, pe lângă acest aspect istoric, relevă importanța liderului, și anume Moise, cel care a condus poporul evreu din Egipt către Țara Sfântă. În seara de Pesach, de pe masă, nu lipsesc mielul, azima nedospită, ouăle fierte, rădăcinile amare și vinul. Evreii craioveni și prietenii lor de alte etnii s-au adunat în jurul mesei și au marcat, așa cum se cuvine, seara de Paște. Mâncărurile specifice acestei sărbători sunt matzăsu, care este pâinea nedospită, ouăle făcute în foi de ceapă, culoare maro, mielul, care este foarte important, vinul, care este nelipsit de la toate sărbătorile evreiești, rădăcinile amare, care simbolizează viața amară pe care a avut-o poporul evreu. Între aceste două comunități este o strânsă legătură și colaborare veche, prin respect reciproc și diverse acțiuni cu rezonanță, cu sărbători mari, cum este și ziua de astăzi, o zi mare, o sărbătoare importantă, este Paștele Iudaic. Cuvântul seder înseamnă ordine și tocmai din această cauză ritualul aranjării mesei trebuie respectat cu strictețe. La mijlocul mesei se va afla platoul de sedar, iar zilele ce urmează în sărbătoarea Pesahului sunt considerate semi-sărbători și au un caracter semi-festiv.